Bun, salutare încă o dată. Hai să vedem ce am mai luat aici. O filetantă, de fapt, pe site scria bormașină cu percuție, dar este o filetantă cu percuție. HP0300. De la Makita. Hai să vedem ce avem înăuntru. Hai să o facem ușor. Filetanta și un bit. Aceasta este filetanta. Are 54 de Nm putere maximă. Buton de blocare, buton de schimbat sensul de mers, de reglaj pentru strângere, două trepte de viteză, căpăcele pentru cărbuni, pentru înlocuire rapidă. Hai să o băgăm și în priză. 3 metri de cablu, 2,5 sau 3, nu mai țin minte exact. Ia să vedem ce specificații are pe ea. 1,5 amperi, 320 de wați, treptele de viteză de la 0 la 6750 și de la 0 la 22.500. Oho! Made in China. Haideți să vedem ce am luat aici. Avem o priză. Dreapta 1. Vine un pic de gata să încălzeze. Ce să țin, că n-am ce să țin. Foarte, foarte puternică. N-am ce să spun, la mână cel puțin. Dar având în vedere că are 54 de Nm maxim, pare o bormașină super. O bormașină. Are și percuție, ia să vedem unde. A. E asta, o fi percuție? Nu e. E turați. Dar unde e percuție? Aici, a, aici. A, vedeți? N-am știut unde e percuție. Hai, percuție, vă dați seama că trei lulele de surcele. Aha, și avem aici, auzați. Deci percuție, bormașină și înfiletantă. Deci aici face, dacă dau aici, nu merge ambreiaj. Aici merge ambreiaj. Este 14 și 20. Bun. Și dacă dau aici, blochează tot. Perfect. Interesantă șmecherie. Deci încă o dată. Aici pe mijloc blochează de tot. Aici la ciocan avem și percuție. Iar aici pe înfiletare avem treptele de înșurubare. Puterea de înșurubare. Ombreajul sau cum se numește. Bun. E perfect. Are interesantă scula, nu s-a încălzit absolut deloc, nu am jucat acum cu ea, asta o să o opresc. Însă am luat și un Bosch, o mașină pe care o să returnesc că se încălzește doar ținând mâna pe buton. Spor la treabă!